operatorului, cei care au pus soluția în funcțiune, de la Orange România, ca antreprenor general, împreună cu partenerii Prime Telecom și cu iPhone Solution. Soluția este, practic, o soluție complexă, care constă în realizarea unei infrastructuri de fibră optică care au conectat camerele și o infrastructură software care permite ceea ce ochiul uman nu poate, practic analiza automată a imaginilor video de la peste 100 de camere. Referitor la infrastructură, las pe colegul meu de la Prime Telecom să explice câteva cuvinte. Referitor la software, colegul meu Adi Drăgan va povesti câteva. Câteva date tehnice pe care la nivelul municipiului a fost instalat peste 30 de km de fibră optică, peste care am instalat 96 de camere, dintre care 87 de camere fixe și 9 speed-home-uri, care permite monitorizarea punctelor optelor de interes. Stocarea datelor se face redundant pe două echipamente, fiecare nivel, fiecare echipament având stocare de peste 100 de tera, ceea ce este unic, permite stocarea datelor pe mai multe luni, cu toate că legislația în vigoare impune stocarea datelor pe minimum 21 de zile, noi monitorizăm și stocăm datele pe o perioadă mult mai îndelungată. Adi? Da. Ca să venim în ajutorul persoanelor care monitorizează aceste camere, după cum vedeți, avem foarte multe camere care trebuie monitorizate, sunt niște ochiuri mici, în care este greu să faci acest lucru. Am instalat acest sistem cu care are în spate inteligența artificială. Este un sistem dezvoltat de români, în totalitate. E vorba aici despre un startup care a fost lansat în urmă cu 4 ani de zile, se numește Securify. Împreună cu cercetătorii din domeniu, am dezvoltat aceste sisteme care au în spate inteligența artificială. Mai exact, ce am instalat la nivel de câmpia Turzii, vorbim o dată de parcări interzise, vor fi monitorizate parcările, ca să și dăm zonele acestea. Vedeți că am pus acum niște mai sus niște filmulețe în care arătăm aceste aspecte. Vom numerota mașinile, vom ști în orice moment câte mașini sunt la nivel de localitate, câte intră, câte ies. Vom vedea pe harta instalată la nivel de Câmpia Turzii, vom ști exact zonele în care există aglomerație și la nivele de ore. Asta va ajuta foarte mult poliția locală să se ducă acolo, să decongestioneze acel trafic. Bun, avem pentru prima oară în România instalat la nivel de poliție locală un sistem care anonimizează fețele oamenilor. Mai exact, vor trebui scoase imagini din acest sistem și predate probabil, nu știu, autorităților, gen poliție națională și așa mai departe, cu evenimente care se petrec în Câmpia Turzii, vom putea anonimiza persoanele care nu au treabă cu acel eveniment. Astfel respectăm GDPR-ul 100%. Un astfel de sistem nu este instalat în nicio poliție locală la nivel național. Datele sunt luate de acolo, scoase și editate, pur și simplu așa mai departe. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Vedem, avem și parcuri monitorizate în acest moment. Știm că nu avem voie să intrăm în parcuri, pentru că este o perioadă în care este interzis acest lucru. Și este monitorizat cum persoane sunt în acel parculeț. Astfel, polițistul, din cadrul instituției poliției locale, va ști că trebuie să ducă acolo să ia măsuri. Pe o cameră din asta așa mică, este greu să vezi așa ceva. Când îți aruncă imaginea în mult mai mare, când se petrece un eveniment, putem să luăm măsuri. Sistemul, avem un dashboard în acest sistem, în care sunt puse evenimentele petrecute pe o perioadă de o lună de zile. Astea, evenimentele care le aveți în momentul de față sunt pentru expunere ca și demo. Vom avea tot felul de incidente, că se iau oameni... Dacă se iau oamenii la bătaie pe stradă, numărul de mașini la nivel de localitate, accidente, dacă întorc în zone cu sens în care nu au voie să întoarcă. Toate acestea ilegală a gunoaielor. Exact. Aruncarea, vor fi monitorizate zonele în care au fost identificate de către cei din poliția locală că se aruncă gunoi ilegal. Toate acele zone vor fi monitorizate 24 de ore din 24. Vom putea prelua, vom ști numărul de matriculare a mașinii care a fost acolo, care a aruncat cu noi. Vom avea toate aceste date. Înainte nu le aveam, acum cei de aici le vor avea și vor putea să ia măsuri.
Dacă nu ar fi să-și luăm cu tot cu camera... Da, camerele care sunt mobile, care pot termine mobile. Și practic permit modificarea unghiului de vizualizare. Și să folosim și funcția de zoom pentru a mări acolo. Sunt camere de 8 megapixel, high definition, atât cu zoom monitorizat, cât și cu zoom optic. Un alt aspect important de spus este că sistemul este scalabil, deci dacă nevoia poliției locale și a primăriei va fi să crească numărul de camere, sistemul permite creșterea numărului de camere prin dezvoltarea fie prin infrastructura de fibră optică, fie prin conectare, inclusiv conectarea prin date mobile 4G la a unor camere la dispeceratul respectiv. Domnul Seraș, un alt întrebări care a dus să vă pun, dar cât la sute din oraș e monitorizat? În momentul de față, practic, numărul de camere a fost ales ca să răspundă nevoilor care le are în momentul de față poliția locală. Deci aceasta a fost condiția caietului de sarcini solicitată, deci în urma unei analize. Bineînțeles, în viitor pot apărea alte necesități, dar care se pot acoperi foarte rapid, adică sistemul software, spațiul de stocare și data room-ul aici, unde sunt serverele, permite să integreze mai multe camere. Aveți și în spatele dumneavoastră harta în care sunt, unde sunt puse camerele și acolo puteți să vedeți unde sunt. Deci doar cu poliția se colaborează. Nu. Vreau să spun dacă este o întâmplare care poate ajunge în instanță. Tot pe cale legală se ne duce. Care e circuitul? Sigur, da. Nu e dat pe cale legală. Dacă poliția locală au atribuțiile lor. De analizare a tuturor trecătorilor. Deci nu se vede nimic, dar dacă vine poliția și zice cine a fost nene ăla care urmează cu pungă galbenă, putem să identificăm exact cine a fost. Sau numerotarea mașinilor care intră și acolo putem supraveghea traficul, să vedem ce flux de mașini avem în orașul. Un lucru bun. Asta e un aspect, dar aia poate, de exemplu, dă-i play acolo la aia, sau cum? Vă zic ce mai aveți unii în țară. Parcările interzise. Nu există așa ceva instalat. Okay. Deci mie îmi place foarte mult partea aia cu mașinile, da? Deci vine mașina, îți arată numărul de registrare și numărul de matriculare ți-l afișează pe... Un pic în spate. Nu, dați-i play. Am văzut. Păi da, pe aia. Pe play. Asta puteți să închideți jos de la X. Uitați-vă că vine mașina. Închide. Deci el îți spune exact numărul de matriculare a mașinii și... Și le numerotează. Da, și spune câte mașini au intrat, au ieșit din urmă. Asta ne ajută foarte mult pe planul de mobilitate urbană și pe tot ceea ce înseamnă monitorizare traficului. Bun, și informația, de exemplu, o informație gen, intră o mașină, o numerotează, mașina aia are numărul X. Mașina aia, dacă se plimbă prin oraș, identificată cu același număr pe altă cameră? Numărul de matriculare. Da. Numărul de matriculare. Că a zis că le numerotează. A numerota e una și numără. Este o tehnologie numită Live le numără, mai bine zis. Le numără. Este acea tehnologie care vă permite să intrați într-o parcare doar cu numărul de matriculare, fără un alt cod. Deci, ele sunt numărate la intrările în oraș. Numărate, nu numărate. Sunt și numărate statistic, dar numărul de la mașină este identificat de către program. De aia zic că numărul de mașină e una și... Sunt două lucruri de fapt în paralel. Monitorizează statistic câte mașini intră, câte mașini iasă. Nu mă gândeam că prin numerotare sau numărare, deși sunt două termeni diferiți, numărare și numerotare, mă gândeam că teoretic îi se atribuie un fel de ID numerologic. Nu, ID-ul este practic numărul de matriculare. Ok, am înțeles. Și la o căutare putem să găsim în toate zonele de unde sunt numărași. Asta vreau să zic, ce mi se pare mie foarte important e faptul că avem posibilitatea să stabilim traseul fiecărei mașini prin municipiu când fie adult. Asta să nu-și închipe cineva că o să urmărim mașina lui nu știu cine tot timpul și că poate să-și închipe deja. Cum? Poate să-și închipe. Nu ăsta e scopul proiectului. Scopul proiectului să știm că dacă intră o mașină pe care poliția o caută și intră în oraș, în momentul ăla să știm, stabilim traseul pe care el a fost. Sau dacă, să zic, în zona blocului s-a întâmplat un omor sau mai știu ce, altă faptă de natură penală,
și știm că în acea zonă erau 10 mașini, noi știm că una dintre acele mașini cu număr de matriculare X s-o plimba pe traseul respectiv, o pleca spre Turda sau o pleca spre Mureș și așa mai departe. Și de acolo poliția va fi extrem de ușor, identificând cele, nu știu, 4-5 mașini care erau acolo, să identifice mașina care o participa. Pe de altă parte, în cursul săptămânii trecute, dacă nu mă înșel, sau cu 2 săptămâni, în timp ce se lucra la sistem, am reușit identificarea unui autor cu fugă de la locul accidentului, care pe strada Florilor din Câmpia Târziu au făcut o tamponare, au fugit de la fața locului, am făcut reclamație la noi și pe baza imaginilor l-am identificat și transmis Poliției Naționale numărul, identificat și s-o urma măsurile legale. Pentru partea de noapte, funcționează sistemul și în infraroșu? Da. Toate camerele sunt dotate cu sistem de infraroșu și funcționează 24-24 de ori. Înseamnă că atunci, la următoarea statistică pe care domnul primar ne va prezenta peste vreo 6 luni sau un an de zile, sunt convins că va scădea numărul de infracțiuni în Câmpia Târzii. Este foarte probabil de până aici. A, dacă va ieși prima 100%, să nu faceți lucru. Da, eu îmi doresc și sunt convins că va fi o scădere a ratei infracționalității în municipiul datorită acestui sistem. Dar ce este mai important și mă doare pe mine în momentul acesta ca administrator al orașului, scăderea faptului de natură contravențională. Și mă refer aici la, nu știu, depozitarea gunoiului. Da, avem o problemă cu depozitarea, sau am avut o problemă cu depozitarea gunoiului până acum. Dacă vedeți în momentul în care ei văd, automat că aici scade foarte tare și timpul de reacție a poliției locale, da? Dispecerul de serviciu observă și se trimite alerta direct pe ecran, acolo cineva a lăsat, l-a identificat și poliția locală a plecat cu mașina. Și domnul primar, nu mai putea zice, arunc din seară că e întunare și nu se vede. Nu poate. Nu va vedea și seară. Toate sunt, se văd ca ziua. Deci nu există nicio... Nu, el își alege momentul când vrea să fie identificat. Corect, da. Exact. Și ceea ce e foarte important, nu știu dacă colegii v-au spus, și nu știu dacă eu mă exprim suficient de corect, tehnic, sistemul fiind bazat pe inteligența artificială, el tot timpul se dezvoltă, tot timpul învață ceea ce face. Tipare. Da, exact, pe bază de tipare. Dacă vede că, nu știu, în zona aleea constructorilor se depozitează frecvent gunoi menajer în afara puberelor, el monitorizează din mai tare acea zonă decât monitorizează alte zone. Da, uitați, lasă acolo internet. Deci aici vedem cetățeanul care a aruncat, dacă punea lângă, primea alertă direct pe... La locul de joacă sus. Deci așa va fi cu roșu. Persoana va fi cu roșu și... Deci acolo este stabilit perimetrul locului de joacă, unde în momentul ăsta nu are voie să fie nimeni, pentru că sunt interzise accesul la locurile de joacă. Acolo este un copil care, clar că... Sunt de pe Poga. Da. Ziceați, sau se dădeau exemple de astea ipotetice, dacă Xulescu a făcut o tamponare, îi găsit cu camerele, simpliți vorbind. Da. Găsitul cu camerele presupune stabilirea orei evenimentului și verificarea înregistrării de la ora respectivă sau softul poate să identifice numărul la ora cutare unde era mașina. Nu știu dacă m-am exprimat bine. Puteți să mai spuneți o dată deci. De început? Nu, eu am înțeles, dar la final, adică nu. El va trebui să vă duceți dacă incidentul respectiv este băgat ca și ceva care să fie căutat de către sistem, sistemul le va registra în alerte, va registra acest eveniment. Adică dacă vorbim de tamponare, vor fi înregistrate în tamponare și va trebui căutat acolo, evident. Dar sistemul de unde știe că e o tamponare? În baza unor tipare, el... Un șit varianta cealaltă, în cazul care... acolo care a sparcat ilegal. Exact. Corect, dar pentru că nu respectă ce... Ai o zonă portocalie, care e zona legală, care zice la 25 de metri de centru intersecției nu ai voie să parchezi, și tu ai 3 mașini parcate în acea zonă portocalie, care e marcată cu roșu. Clar că cei 3 încalcă legea. Există și un alt sistem în cazul în care cineva reclamă că i s-a furat mașina și în baza numărului se poate găsi mașina mai ușor dacă a circulat prin oraș? Dacă prin Câmpia. Da, păi se înțelege. Dacă a trecut prin Câmpia, vă dau un exemplu. Exact. Poate să sune poliția, nu știu, județeană, sau nu știu cum, inspectoratul județean de... Poliția națională. Da, poliția națională. Să sune, s-a furat o mașină din Cluj astăzi la ora 9:30. Îi sună pe colegilor de aici din Câmpia Târzii, ei introduc numărul de matriculare în sistem. Și sistemul va arăta dacă acel număr de matriculare a trecut
În ultimele 30 zile sunt bastante datele. Și arată de fiecare dată când a trecut și... Știi că nu au venit în, în direcția da, noastră, da, că da, mers în altă direcție. Atunci nu mai caută. E foarte important, intrările în oraș și ieșirile sunt monitorizate, pentru că vom ști ce... Deci toate și mă, ca să fie un pic reportaj, că mi-e place chestia asta. Tot de dea exemplu cu mașinile parcate ilegal, pe la așa sistem și mașinile încă sunt acolo. Am zis de la început că astea sunt demo. E feed live. Sistemul e în curs de calibrare. Demo, scrie sus demo. E în curs de calibrare. Va fi peste o lună, puteți să veniți din nou să vă uitați. Deci el își adaptează tot timpul informațiile pe care le primește. Da? Și trebuie și dispecerii să obișnuiască cu sistemul. Și, să cei doi dispeceri pe care vreți acum, ei tot timpul trebuie să și învață la rândul lor și constructorul le prezintă și stă și învață cum să lucreze cu sistemul. Și foarte extrem de complex. Și foarte important de adus aici un aspect. Nu suntem, nu este totul 100% pus la punct, mă refer ca și sistem de AI, e undeva la 98-99%. Pe cei patru algoritmi instalați în momentul de față aici. Ceea ce la nivel global asta înseamnă, vă pot da și niște documentații, înseamnă state of the art în documentația științifică. Adică sistemele astea nu se găsesc. Dacă vă duceți la Amazon să cumpărați un astfel de sistem, vă spun doar așa, sistemul de anonimizare de la Amazon ar costa orașul undeva la vreo 8-9.000 de euro pe lună. Doar sistemul ăla de anonimizare. Sistemul de LRP, identificarea plăcuțelor de matriculare, și el ar costa câteva mii bune de euro lunar. Adică ăla nu se poate instala undeva, dar luăm de la Amazon, ca și da, înțeleg. Dacă mergem la Microsoft și luăm sistemul, nu știu ce să vă zic, sistemul de ăsta, de numerotare, și la câteva mii de euro. Aici sunt un costuri mult mai mici, Securifier este un produs care este susținut inclusiv de Microsoft, pentru că Microsoft nu reușește să-și implementeze sistemele lor, sunt foarte scumpe. Încă n-au ajuns la... Și noi am reușit să este soluție testată, cercetată, nu mă lor cercetări în România și de dezvoltată. O să vă rog să-i lăsăm colegii de la Digi24 să intre direct. Okay.